Rezultatul echipei de verificare a fost că familia folosea o improvizație la instalația de gaze prin care au avut loc scăpări de combustibil. Precizăm că în urma măsurătorilor efectuate pe rețeaua de gaze din zonă nu s-au depistat scurgeri de gaze. Din primele cercetări s-a constatat că intoxicația cu monoxid de carbon a fost cauzată de o improvizație la instalația de utilizare a gazelor naturale. Se arată într-un comunicat al distribuitorului de gaze. Șase copii cu vârste între 1 și 7 ani și tatăl lor de 29 de ani au fost găsiți morți în această dimineață intoxicați cu monoxid de carbon.